Pasăre galbene în pene, strânge mândra sânziere, de prin holdele cu greu, cu boalele prinse în breu. Ziua de 24 iunie este considerată a fi momentul cel mai bun pentru culegerea plantelor de leac, dar și de descântec. Astfel, în noaptea de sânziene, femeile au mers să culeagă flori și ierburi pe care să le folosească mai apoi pentru vindecarea bolilor. Tradiția este transmisă din generație în generație, iar bătrânii o cunosc cel mai bine. De mușețel, zice, când treci pe lângă el, să ridici pălăria, să zici bună ziua, doctore. Așa efecte miraculoase are asta. Zice că îți bune de ceai și un an de zile să le țini cu o chită de flori, să o puneți în haine, zice că e bună și să facem ceai din ele. Doar știu că își pune o floare de sucap în noaptea de sânziene și își vizează ursitul. Preoții susțin că superstițiile nu și-au locul în această zi de sărbătoare. Ziua de 24 iunie este o zi de mare sărbătoare pentru creștini ortodoxi. Este ziua în care cu biserica noastră ortodoxă prăznuiește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul înaintea mergătorului Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Niciun fel de superstiție nu are absolut nicio legătură cu mântuirea sufletului noastră decât dragostea față de Dumnezeu și față de semenul nostru om. Se mai spune că dacă nu li se respectă ziua, sânzienele vor aduce furtuni și vor face rău oamenilor. De asemenea, dacă se întâmplă ca cineva să fie descoperit în locul în care zânele dansează, se va îmbolnăvi. Sărbătoarea este ținută mai ales de femei, fiind destinată să atragă energiile pozitive ale soarelui către ele.